ceva nou, să vedem cum se tractează la nivelul contemporan frumusețea interioară și exterioară. Deci așa o sală frumoasă. Conferința este organizată de Lorema Cosmetics. Vai, dar pe cine o văd? Carolete frumoase de la Lorema, Anișoara, Carolina. Conferinței de astăzi, frumusețe criteriul estetic, medical și alimentar. Primul nostru speaker de astăzi este doamna Luța Suveică, medic, endocrinolog și nutriționist. Va vorbi. Calculează cantitatea sa în jurul la 2 litri de apă pe zi. Este foarte important pentru sănătate. Din colagen, 28 de tipuri. 3 este găsit în piele și în vasele de sânge, iar tipul 4 în țesuturile membranoase. Când vorbim despre dermatita seborreică a scalpului, aceste leziuni apar mai mult la nivelul scalpului. Avem eritem cu scoame care sunt atașate de firul de păr, avem excesul de sebum, deci părul este gras. Leziunea eritematoasă depășește linia creșterii de păr și de aceea apare această semn patognomonic al patologiei, cum este coroana seborreică. Când vorbim despre dermatita seborreică a feței, leziunile eritematoase apar mai mult în zona centrofacială. Frunte, nas, între zona între sprâncene și mai ales chiar în interiorul sprâncenilor. Deci, deoarece și acolo este firul de păr, după 30 de ani. Nu are cum să fie o mielăsăcie înainte de vârsta de 30 de ani. Patologia apare mai des. 10-50 de ani. Un eritem foarte accentuat, de culoare roșie aprinsă. Nu, dacă de vorbit de îmbătrânire ca proces general, bine, nu, proces general, în vedere că vorbim în medicină, este etică, da? Ce se întâmplă și de unde vedem? Că nu e doar ridul care a apărut, să corectăm ridul. Sunt niște schimbări mult mai profunde, începând cu testosteron, dar care tot se atrofiază, se deformează, își schimbă unghiurile, își schimbă orificiile, da? Necesitatea de suprimire în acest salonic este, și ea este posibilă, slavă Domnului, când a fost descoperit acidul hialuronic, asta a fost o revoluție în medicină estetică, da? Este descoperit acidul hialuronic pentru prima dată de doi savanți, Meyer și Palmer, în globul ocular al unei bovine. Deci substanța asta gelatinoasă a fost numită hial, din grecescu, cum se traduce. O să folosesc și aceste filere. Amalia. De fapt, de mai mulți ani sunt adeptul filierelor pe osea.